Da, după cum știți, sunt în dezbatere publică planurile cadru pentru liceu, atât pe filiera teoretică, tehnologică, cât și vocațională. Și, după cum știți, istoria, dar și geografia sunt grav afectate prin reducerea numărului de ore. E de fapt o replicare la nivel liceal a încercării de a reduce numărul de ore de istorie și de geografie, așa cum s-a întâmplat acum, cum s-a încercat acum câțiva ani și pe planurile cadru la gimnaziu. Și profesorii de istorie au reacționat atunci. Chiar la Neamț a fost redactat un memorandum pentru în sprijinul orelor de istorie la nivel gimnazial și s-a reușit la clasa 5-a cu 2 ore de istorie în planurile cadru de la o oră. Însă, la liceu situația e diferită, având în vedere că sunt mai multe filiere, sunt cele 3 filiere de care spuneam, vocațional, tehnologic și teoretic. În cazul liceului Vasile Cont afectează, în special la filiera tehnologică, acolo unde în una dintre variante, pentru că trebuie spus că la tehnologic sunt 3 variante de planul cadru propuse, iar în 2 dintre aceste variante, în varianta 2 și în varianta 3, numărul de ore de istorie la clasa 11-a se reduce cu 1,5 ore pe săptămână, de la 2 ore cât sunt în prezent. Planul cadru propune 0,5 ore pe săptămână de istorie. La geografie, la fel. La geografie, la clasa 12-a sunt 2 ore pe săptămână. Varianta 2 și 3 din aceste planuri cadru propun 0,5 ore de geografie pe săptămână. Aș putea spune că este un atac la siguranța națională a statului român. Faptul că se umblă la eliminarea, am putea spune, istoriei și geografiei din planurile cadru la nivel liceal. Și aici nu trebuie să stăm pasivi, trebuie să reacționăm. Am văzut că și Academia Română a reacționat. Într-un context în care, la nivel european, una dintre directivele Uniunii Europene și competențele cheie ale Uniunii Europene vorbește despre competența civică, istorică și socială a școlii. Se pare că, nu știu, cei din minister, cei de la acest institut al educației nu țin cont nici de aceste recomandări ale Uniunii Europene și nici de faptul că istoria și geografia reprezintă fundamentul culturii și civilizației europene și mondiale. Și haideți să vă dau un exemplu. Într-una dintre variante pe filiera tehnologică, la clasa 11, de la 2 ore la jumătate de oră pe săptămână. Ce se studiază la clasa 11? Sunt problemele actuale ale omenirii cu care se confruntă lumea, de la terorism, la curente și idei politice, la curente economice, la globalizare, la migrații, terorismul, religia. Sunt probleme cu care se confruntă lumea. Dacă elevii nu le cunosc, nu înțeleg fenomenul, nu înțeleg de ce se produc aceste lucruri, care sunt consecințele, vă dați seama ce fel de cetățeni ai Europei și ai lumii formăm. Un alt exemplu. La clasa 12 se studiază istoria națională. Cum o studiem? În jumătate de oră pe săptămână? Adică o săptămână da, o săptămână nu? La clasa și la clasa 9 există una dintre variante de la o oră la jumătate de oră pe săptămână. Ce studiem în clasa 9? Studiem, de fapt, bazele civilizației europene. Studiem democrația ateniană, studiem Roma antică, fundamentele culturii și civilizației europene și a lumii întregi, pe ansamblu, nu? Dacă nu învățăm despre aceste lucruri, dacă nu învățăm despre democrație, de unde vine democrație, de unde vine civilizația? Încotro ne îndreptăm noi ca popor și ca parte a societății acestea globale în care trăim. Trebuie reacționat, protestat până la urmă,
Pentru că ceea ce se întâmplă acum, așa cum spuneam, este un atentat la siguranța națională a poporului român, a statului român în ansamblu său. Și dacă mă gândesc la vorbele unui diplomat taiwanez, spunea că cine nu are un stat cunoaște cu adevărat ce înseamnă importanța istoriei. Din păcate, noi avem un stat și nu știm ce să facem cu el și cu istoria acestui stat. Pentru că istoria ne învață, ca și geografia, cine am fost, cine suntem și ce putem deveni.